Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Japonia a fost prezentat prototipul mașinii de spălat om, ca un fel de spălat om, adică oameni. Om odată. Cetățean, persoane. Cetățean, da, de spălat păi cetățean. Și cum e asta? Ca o mașină de spălat rufe, dar fără centrifugare. Păi ăsta e tot fanul. Da. Băi, ce înseamnă, bă, dacă ăștia au apă caldă, acum își permit să facă mașini de spălat om. Nu ai doar. Nebunit? Da. Și la mașina ta bagă apă rece dacă vrei. Ideea nu e nouă. Să știi, Sony prezentase un model de spălat, mașină de spălat om, încă din anii 70. Era o mașină care muia să punea masa spălat și usca subiectul în numai 15 minute. Mama. Da. A rămas însă doar un concept, însă acum o altă companie japoneză, care are o sumedenie de inovații în domeniul bucătăriei și băii, și un patron japonez care a fost fanul prototipului din 1970, dar nu l-a văzut niciodată realizat și acum este... E fiert pe treaba asta. Da, a zis că el vrea să facem. Da, asta, bun. Și au anunțat că, compania a anunțat că se pregătește să lanseze propria sa versiune a mașinii de spălat oameni. E ca o cadă, domnule, dar spre deosebire de modelul din anii 70, proiectul acesta, care se cheamă Usoyaro, oferă o experiență mult mai complexă. Deci nu e doar cu spălare cu bule. Are și programe de relaxare, ecrane video subacvatice pentru cei care respiră sub apă, numeroși senzori care măsoară funcțiile organismului și controlează și funcțiile mașinăriei. Senzorii, asta cu senzorii este foarte tare, senzorii colectează date de la sistemul nervos simpatic și parasimpatic pentru a crea o experiență relaxantă completă. Băi, și sub apă colectează date? Da. Mai lasă-mă că am nebunit cu colectatul datelor. Și dacă nu știați, sistemul nervos simpatic mediază răspunsul neuronal și hormonal la stres, care este cunoscut sub numele de răspuns de luptă sau de zbor. Simpatoadrenalie. Pentru așa. Publicul larg. Mă scuzați. Ca răspuns la fibrele nervoase simpatice preganglionare, care se termină la nivelul medulei suprarenale, acetilcolina este secretată activând adrenalină și noradrenalină. Deci ăsta e chichirezul. Da, asta e la simpatic. Da, 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 și la parasimpatic? Spre deosebire de sistemul nervos simpatic, funcțiile sistemului nervos parasimpatic sunt mai lente în comparație cu sistemul nervos simpatic. Parasimpaticul stimulează salivația, digestia, urinarea, lăcrimarea și defecarea. Deci atenție cu stimulentele de relaxare la parasimpatic. Se vorbește prea puțin despre sistemul nervos. Că dai în alte dandanale. Antipatic. Și nu e drept. Acolo sunt destul de multe sisteme nervoase antipatice în jurul nostru. Am remarcat. Dar nu și printre ascultătorii Europa FM. Aici toți suntem simpatici și parasimpatici, de nu ne vedem. Zi-mă de unde o luăm, când o cumpărăm de asta. Mașina japoneză de spălat om ar trebui să apară maximum 3 ani. Eu, da. Repede. Ne luăm și noi una, două, bă, da, să fie acolo. Cu WC-ul de la japoneză ați avut vreodată vreo întâlnire? Nu, ai vreo experiență? Da. În ce sens? Ceurile japoneze sunt super tehnologizate, intimidante într-un anumit... Vorbesc cu tine? Vorbesc și cu tine, dacă vrei să așa. Știi, dar problema e că vorbesc în japoneză. Și asta te intimidează. Da. Asta e printre au voce de bărbat sau de femeie? Butoane și este o voce de doamnă, la ce am încercat eu. Și au niște butoane, așa, au cotiere, ca să stai relaxat, mă înțelegi, dacă stai într-o rână, serios. Și sunt multe butoane pe care scrie în japoneză. Sunt și niște ideograme acolo pe desenuțe. S-a întâmplat în felul... Deci prima dată eu am ajuns în Japonia cu domnul președinte Iliescu prin anul 2000 și un pic. Și am ajuns, au fost cazați noi acolo, delegația de presă, la un hotel foarte frumos și am intrat în baie și era o astfel de minunăție cu luminițe verzi albastre. Și mi-a fost un pic, cum să spun, teamă să mă așez din prima. Și am zis să verific cum să facem. M-am uitat pe butoane și am înțeles, pentru că citisem undeva, că iese să întâmple ceva și mânjet. Am apăsat pe butoane, nu s-a întâmplat nimic. Dar eu, inginer de formație, mi-am dat seama că trebuie să fie activat de presiune. Numai că nu am vrut să risc să mă așez, să se întâmple, doamne, iertă-mă, cine știe ce haț să apară, că în astfel de situații vrei să fii prudent, așa că am hotărât să mă așez în patru labe pe colac. Pentru că... Ca să fie presiune pe colac, înțelegi? Ce păcat că nu existau telefoane atunci să filmezi. Stai-mă puțin, lasă-l, hai că nu mai timp. Zi. M-am pus în patru labe pe colac și am apăsat un buton la întâmplare. Ca atare, din spatele vasului de WC a ieșit o tijă, ca în Alien, și
m-a stropit drept în față. Deci n-am funcționat la presiune, într-adevăr. Asta da. Este toată treaba. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.